Salutare! Noi suntem în Dodi și astăzi ne ocupăm de al capitolul 2 din cartea lui Michael Humer, Problema cu autoritatea politică. Capitolul numindu-se Teoria contractului social tradițional. Dar înainte să începem, o să vă rog să dați un subscribe jos acolo dacă vreți să mai aveți și alte episoade din astea să vă vină pe feed, să fiți notificat de ele. E un clopoțel, știți deja ce face dacă sunteți pe YouTube. Și ca să ne ajutați în algoritm, o să vă rog acum să dați un like la video și dacă nu vă place ce am zis, puteți să-l luați înapoi. La final. La final o să avem și o întrebare cu care o să vă rugăm să vă aduceți input-ul. Din materie. din materia studiată. Ok. Gabi, contractul social? Contractul social. În capitolul acesta vom vorbi despre contractul social tradițional, teoria care a susținut autoritatea politică în vreo 300-400 de ani. În capitolul următor vom vorbi despre contractul social ipotetic și contractul acesta social ar fi de două feluri. Explicit și implicit. Vom începe cu cel explicit, în sensul că există o foaie de hârtie pe care oamenii din trecut ar fi semnat. Ar fi semnat, da. Noi să constituim un guvern. Uite aici părțile pe care guvernul este obligat să le facă. Ce trebuie să facem noi? Să susținem guvernul și... Dar contractul ăsta s-a pierdut ca contractul cu Bechtel. Da. Pentru un sertar. Ăla a existat. Da. Asta nu există. Iar dacă nu a existat pe hârtie, a existat doar ceva verbal. În poveste era și dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Da. Aici n-a fost și s-a povestit. Ăla e o formă de drept cutumiar. Nu. Bine, el bazează ideea asta de la Locke, care a popularizat ideea, el pornind având în gând... Republica Venețiană și Imperiul Roman, care, mă rog, pe vremea când era Republică, care teoretic s-ar fi bazat pe o adunare de asta a cetățenilor. Cetățenii au zis, uite, noi facem asta, 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 vrem asta, asta, asta de la voi și în numele acestor idealuri ne dăm drumul în istorie. Ideea este că chiar dacă ar fi existat în aceste două cazuri un contract social explicit, el nu ar fi coercitiv, nu ar trebui fi impus și generațiilor următoare, pentru că ele nu au fost prezente la semnarea contractului. Nu ar putea produce obligația asta. Da. Dar pe lângă asta, aproape niciun guvern la ora actuală nu și are legitimitatea prin semnarea unui contract explicit cu cetățenii lui. Hai să atacăm chestia asta. Să zicem că John Locke avea dreptate și că s-a făcut un contract care îi obligă cumva și pe urmași. Contractul ăla ar trebui să ziste, să fie pus în fiecare clasă, în ramă, exact, și bătut în piatră și când treci pe stradă să vezi, uite, domne, ce au făcut strămoșii noștri, asta e baza societății. O formă de Constituție, da, eventual trecută în Constituție. Dar Constituția? Multă lume trage oarecum o echivalență din asta între contractul social și Constituția în sine. Tinde să tragă. Oameni care nu sunt, da, la un nivel osmotic, așa. Da, zic, domne, avem Constituția, ăsta e contractul social. Și cărturari mari, neapărat. Constituția, ăsta e contractul social. Iar validarea vine din, ai fost la referendum, n-ai fost. Da, dar restul a fost 70%. Păi da, și prin urmare, așa cum știm și astăzi, dacă 70% cumpără cola, tu n-ai voie să cumperi Pepsi pentru că s-a votat, 70% cumpără cola. Buchanan are și un oximoron, tot face mișto Rod Bardell, unanimitate relativă. Chiar dacă avem doar 80%, e unanimitate.
E bun asta. De exemplu, în America mi se pare că... asta s-ar putea să-i placă lui Homer, scuze. Da. Constituția, de fapt, e o lege pentru limitarea guvernului. Nu este un contract între guvern și cetățeni. Doar o lege specială dată guvernului, considerat atunci, pentru a nu se apuca să facă tot felul de prostii. Și în general, asta era privită Constituția. Dom'le, asta e o lege pentru a limita guvern constituțional. Ce are voie și nu are voie să facă guvernul. Spre deosebire de un guvern absolutist, discreționar, totalitar. Da. Iar în România este doar legea de bază, după cum ar funcționa, zicem, după aia legile celelalte se toate... Da, dar diferă doar conținutul, pentru că și aia americană și aia română tot stipulează niște drepturi, niște obligații. O spune că aia americană era mai obraznică față de stat, mai punea obstacole statului. Asta, uite, cum folosea cineva expresia asta, constituțiile mai noi vorbesc mai mult despre drepturile statului, despre drepturile omului, alea mai vechi, mai erau și cu drepturile omului. Homer trece după aceea, în primul rând... Să mai stăm puțin la asta, uite, ce semnezi, ce scrie în contractul ăla, care sunt termenii schimbului? Apărare versus... Da, protecția împotriva criminalității și a puterilor străine și tu te angajezi să plătești niște taxe. Să te supui. Să te supui. Tu te angajezi să te supui. Nu contează ce e asta. Restul... Poate să zic că du-te mai încolo sau plătești. Nu, da, în versiunea caritabilă ideală. Ei îți oferă servicii de apărare, tu plătești. Pentru orice serviciu, știi? Așa cum plătești, nu știu, un om de serviciu. Și aici câteodată plătești cu viața. Și aici eu mereu țin să precizez, orice lucru care are un preț, are un preț clar. Nu există preț... procent, dacă vorbim de preț. Poate să fie condițiile alea de succes de care am mai vorbit noi, o să ai în contract prinse procente, care sunt bonusuri, chestii. Dar aici se spune că taxele sunt un preț. Dacă zici preț, prețul trebuie să fie transparent. De ce mai ceva niște sume așa? Nu e în stare. Nu știe care e prețul. Ce făcea după aia cu inflația? Adică Lidl ar fi ceva de genul următor, ar fi un Lidl care spune, domne, prețul la mine la pâine este 2% din venitul tău. Da. Asta e prețul la pâine. Da. Da. Ar putea să existe. Ca preț în sine nu e nicio problemă. Poate da și poate nu fi un model de business foarte folositor, dar ca preț în sine nu e nicio problemă. Mă gândeam la asta, la echitate, că îți creează iluzia asta a echității, că și un miliardar plătește 2% și un amărăștean. Plătește 2%. Toți plătim la fel. Cota unică e flat, e unică. Da. Poate fi. Da. Când ieși, zicem, la spital sau când îți dea copilul la școală, beneficiază amândoi de același serviciu. Și atunci fiecare plătește la fel. E ok. 2% din 2 milioane la fel cu 2% din... Există țări 200. Care au amenziile ca procent. E venit. Deci da. tu ai numai ideea asta că atunci când te bazezi și spui împotriva, deci argumentul împotriva amenzilor puse ca procent din venit, sunt două. Unul este că trebuie să stabilești venitul, poți să mai calculezi și un alt, poți să încerci. E o problemă de practicalitate acolo. În sensul că tu, ți-am zis, trebuie să-i determine lui a venit, ăla poate să conteste procese, chestii, ca să dai o simplă amendă, nu e practic, asta ar fi una. Dar a doua este marota asta cu egalitatea în fața legii, despre care am stabilit la rotoar că egalitatea în fața legii este imposibilă atunci când ești într-o situație de conflict. Da. Vorbeam de școli, de disponibilitatea unei străzi pentru protest sau viață de duminică și așa mai departe. Da. Să rămânem puțin și pe argumentul ăsta lui Locke. Locke spune ok. Înainte de asta lui Locke, e ideea cu asta, că tu te obligi și contraargumentul ușor e, l-am adresat deja, noi n-am semnat. Da? Unii dintre noi nici n-au votat pentru Constituția aia, da? Că nu s-a întâmplat când încă n-aveam drept de vot sau n-am fost, nu știu, mă durea un picior, habar n-am, da? Eram mici. Ok, cum poate să te oblige un document la care tu nu ai achesat? Și atunci Locke spune că nu,
Chestia asta s-a întâmplat de mult și oamenii și-au pus, și-au introdus proprietățile în acest contract și pe bază de proprietăți adică s-a dus mai departe. Și urmașii, urmașilor iau apărare tot de la stat. Da. Nu se duc, stai puțin că vreau eu niște extraterești. Nu, tot de la statul român, nu e de la statul bulgar. Exact. Deci prin proprietățe nu e aici rău că... argumentul. Nu e rău, dar aici o să zic că vale contraargumentul sănătos, în care asupra proprietăților ai putea concede la o adică, deci cu multe paranteze, totuși asupra indivizilor, n-ai putea să fii stăpân pe oameni. Ideea că merg proprietăți noi, de exemplu, dacă se naște un copil, înseamnă un drept nou de proprietate. Exact. Pentru că drepturile sunt alocate automat. Drepturile omului sunt naturale, apare un om, apare un drept, are și el un drept. Și acum întrebare, el trebuie să ia o decizie. Taică să i-a zis să cumpere de la statul român apărare și el poate nu vrea, el poate vrea din altă parte. Sau deloc, sau da, și mai multă, sau treaba lui. Da. Poate să nu respecte, poate să încalce, să renunțe la proprietate. La nu, casa părintească nici nu, și... Practic nici nu încalcă, ci... Depinde cât i-a lăsat. Nu e o obligație legitimă, zis așa. Bine, de fapt, problema, da, nu contraargumentul pe care se oprește Humăr și care e oarecum valid peste tot, chiar dacă el îl extinde numai asupra Statelor Unite ale Americii, este asta, că proprietățile care ar fi fost introduse în jocul ăsta cu statul, nu mai sunt odată, nu mai sunt aceleași cu proprietățile pe care le are statul astăzi, statul s-a apucat, a mai acaparat asta în America. Și doi la mână, nu în absența actului în sine, da, și a semnatarilor, nu poți să determini dacă ăia chiar erau proprietari valizi. Ai proprietăților pe care le-au introdus în arenda statului. Da? O să vorbim mai încolo, dar... Că dacă eu mă apuc, fur o bicicletă și mă apuc și o vând la o terță persoană, n-am fost proprietar valid, nu am nicio... Sau la moștenire fiului tău. Da, exact. Uite, un argument pentru un fiu sau un nepot întrerupe legătura cu statul ca fiind singurul apărător, singurul asigurator de servicii de protecție. Trebuie să existe, ca să fie un contract valid, trebuie să existe posibilitatea de opt-out. Da? Aș vrea să închid contractul. Ce scrie la clauză să ies din contractul ăsta? Da, astea sunt în partea următoare. Da, în partea în care stabilește dacă adică contractul e valid sau nu. Trebuie să existe o clauză tipul ăsta. Nu există, da. Altfel n-ar fi valid contractul, primul rând. Nu trebuie să ne dea o sumă ca să ieși. Există un caz de forță majoră, există diverse cazuri în care trebuie să ai posibilitatea asta să ieși din contract. Da, că... A doua, în cazul în care statul nu își asigură, nu își îndeplinește partea din contract. Uh-huh. Zicem că au venit, zicem, România, au venit ruși, au venit turcii peste noi. Da? Așa. Nu au asigurat. Cum s-a întâmplat de altfel? Adică dacă e să ne întoarcem la descălecare, da? Că de vorbeai înainte de emisiune, da. Să zicem că, ok, contractul pe teritoriul ăsta al României s-a întâmplat la descălecare. Bun. Și au venit turcii. Da. Au venit comuniști. Și au venit comuniști sau, mă rog, diversi. Și a asigurat statul partea din contract, din contractul social? A apărat cetățenii? A apărat cetățenii. Nu prea. Deci contractul ăsta, da. Sau entitatea în sine, da, care a făcut contractul, de exemplu, s-a schimbat. Asta la noi în România e foarte ușor că s-o iei în calcul că noi, ok, bun, cine a fost entitatea? Turcii? Păi ne-am 1877 războiul independență. Cu cine a fost semnat contract? Cu Cuza? Păi pe Cuza l-au mazilit, da? Cu Carol? Cu Carol? Păi ok, să zicem că linia dinastică a lui Carol s-a încheiat în 47, da? Cu comuniștii? Cu Iliescu? Am semnat contractul cu Iliescu, gata, am rezolvat-o. Constantinescu? Sau cu Iorgovan? Cu Iorgovan. Contractul cu România. Și avea și Barbișoan. Sau ca să ilustrăm mai simplu principiu, pentru că dacă e sănătos, funcționează peste tot,
o să te duci la un local, ceri să ți se aducă ceva, dacă nu ți se aduce poți să nu plătești, dacă nu plătești poate să nu ți se aducă ce ai cerut. Da? Egalitatea în fața contractului. Nu știu, asta e contractul implicit. Stai că voiam să rămuresc ca de e relevant pentru ce spuneai tu. Adică Alexandru zice, dacă înțeleg bine, că dacă ăla nu-ți aduce, nu ești obligat să... Nu, dar stai că vreau să fac o separare. Deci, cum ar începe cu contractul care ar fi semnat? Și asta e clar, nu există semnat. Și după aia ai contracte care ar putea să fie valabile prin înțelegeri implicite între oameni. Da, au acceptat tacit. Da. Da? Și astea sunt două chestii pe care le numeră el, în care zice, păi, ca un contract să fie valabil, trebuie să fie respectat. Înainte să trecem la asta, aș vrea să mai fac o mențiune aici, o țară despre care am cunoștințe și care oarecum pică în afara viziunii. Sunt curios ce părere aveți voi. Adică problema la țara aia tot e că nu există un asemenea contract lochean, dar dacă ar da peste unul, poate ar ține. De exemplu, în Danemarca, absolut tot pământul din Danemarca, dacă aici vorbim de proprietate de pământ, în esență, da? Atunci când ne referim la proprietate, în sensul ăsta, lochean, că ei au pus pământul, la nu case, nu știu ce. Ok, în Danemarca, tot pământul Danemarcei este în proprietatea coroanei, în proprietatea familiei regale. De acolo nu poți să cumperi pământ. E feudalism. Deci nu poți să cumperi dreptul de folosire. Deci poți să cumperi casă, gard, bicicletă, mașină, da, lumini. Și pe perioadă? Sau e nedeterminat? Doar plătești. Nu e a lui. Plătești. Vinde. Acolo taxa pe proprietate la stat. E chiar chirie. E doar taxă pe pământ. Adică e dreptul de folosință al pământului pe care tu nu l-ai cumpărat niciodată. Păi dacă ar fi, dacă ar găsi acolo și să presupunem că nu există nimeni cu care să aibă un claim valid. Ok, știm cu toții că familiile regale nu sunt altceva decât cei mai buni ucigași. Da? Deci, istoric vorbind, șefii de trib nu sunt decât moștenitorii celor mai buni ucigași. Da? Și oarecum implicit concedem faptul că a tăia și a spânzura nu e un mod legitim de a achiziționa proprietate. Pe de altă parte, cine are un claim mai tare la pământul Danemarcei? Pentru că Danemarca are și o linie neîntreruptă. Asta e. Deci nu e cum e la noi, da? Da. Cu Cuza și Carol. S-a schimbat tot regimul. Sau schimbau domnitorii fanarioți. Rothbard ar zice, ca să nu zic că e părerea mea, că nu mi-e clar, dar Rothbard ar zice că dacă ai avut o posesiune ilegitimă, atunci el e mult mai legitim în proprietatea celor care îl folosesc acum, pentru că, vezi, Doamne, l-au luat dintr-o stare, nu de natură, dar ilegitimă. Și dacă ei îl folosesc acum, e mult mai legit. Nu implică faptul că ei l-au luat, nu l-au apropiat, ci l-au cumpărat, da, și îl plătesc teoretic an de an. Asta nu implică că cei care l-au luat îl consideră legitim? Nu. Adică consideră proprietatea aia legitimă în sensul că de ce ar trebui să li se ducă lor, asta nu mi-e clar, de ce ar trebui să li se ducă lor dreptul de proprietate și nu... pentru că îl folosesc în condițiile în care ei înșiși acceptă că există un drept de proprietate preemptiv asupra pământului pe care ei îl folosesc. Păi poate în altă opțiune. Adică e chestia asta cu explicit implicit. În altă opțiune. Da. Țărănimea așa... Aici pot doar să închirieze. Dacă ce zice Alexandru e că să le lași pământul, dacă ai recunoscut cu că regele e agresor. Dacă ai recunoscut, dar Vali zice, totuși ei recunosc regele. Ei recunosc, poate e că ăla închis de un psihopat, știi, într-o pivniță și recunoaște, cooperează, știi. Că nu are... Tot ar putea să pleci. Și asta e o altă condiție de locumă. Tot nu mi se pare că urmează că trebuie să le dai pământul lor. Adică mi s-ar părea mai normal să fie totul pus în... Dacă chiar vrei să demantelezi sistemul, tot trebuie pus într-o stare de natură. Și după aia poate ei se apucă și îl apropiază din nou. Zice că ei l-au muncit.
de aia le-a lăsat lor. Da, adică ai putea să joci doar juridic punerea în stare de natură. Și zici, acum e pus în stare de natură, cine l-a homesteaduit? Păi uite, ăsta lucrează da, pământul. Da, și l-a lui. Și, la fel și la de la o secundă la alta la fel l-au apropiat. Sclavie, uite, asta a fost o problemă când discutam despre sclavie. Da, dar pe de altă parte... Auzi argumentul ăsta de la unii conservatori, când se opun schimbărilor radicale, nu sunt libertarieni, nu sunt. Că uite, au fost eliberați sclavii și unii au mai murit, unii nu știu. Da, dar soluția libertariană dreaptă era să le dai. Dacă Jefferson avea 300 de sclavi, era să le dea pământul, bani, deci, ca despăgubire. Asta era soluția dreaptă, nu să-i arunci în stradă. Că ei munciseră pământ. Da, era lor. Ori le dai bani, ori pământ. Bine, cred că unii au și fost despăgubiți și în proprietării și tot au ajuns în... E o chestie istorică. Da. Chestie istorică de văzut. Dar ideea e să știi că soluția libertariană nu e că doar le dai doar drumul. Le dai drumul. Nu e așa. Nu. Soluția dreaptă era ca Jefferson să cam rămână fără avere. Bine, au și, fost oarecum aproximată chestia asta, da? Națiunea liberiană, Liberia, a fost o țară construită în Africa pentru sclavii eliberați, da. S-au pus deoparte pământ acolo, să se întoarcă. N-a fost normal. N-a fost normal. Ba da. Să le dai... Păi nu, fost, acolo. Nu, trebuia să accepte. Ai zis că n-a fost normă. Norma... N-a fost norma generală. Excepție. A, păi vorbeam de America. Da, da, da. Nu s-a făcut chestia asta pentru toți sclavii, pentru că nu a fost folosită ca normă. Oamenii generală. Au fost mulțumiți, bine că i-am scăpat și așa, știi, bine că a căzut comunismul, nu mai conta. O soluție dreaptă era să iei averile nomenclatoriștilor să le împarți la victime, să zic. Uite, ne-am zis, bine că s-a dus comunismul, hai să vedem ce facem. Da, bine că am scăpat, lasă, da, mai... Așa cred că a fost și la sclavie, na. Era atât de greu să o dai jos încât... Bine, a fost și la urma unui război sângeros, știi, și după, da, după ce se face muntele așa de cadavre, lumea începe să aibă alte preocupări. Știi ce se întâmplă cu ideologiile astea care se opun la lucrurilor pe care le spunem noi? Deci ei vin și cu niște nuanțe, nu mai zicem cine, pentru că tot felul de gânditori au tot felul de nuanțe. Dar iau nuanțe de genul, și ce dacă puteai să le dai sclavilor pământuri, dar ei n-ar fi avut educația necesară. Știi ce? O dai da, așa dintr-o într-o altă. Se rătoriște, am auzit și argumentul n-ar fi asta. Fost respectați din cauza rasismului. Și uite așa, nu mai rezolv niciodată dacă... Bă, eu zic că avea și educația, că el lucra pământul ăla, poate să pricepea la bumbac. Și ca sclav. Poate nu știa piețele. Îl păcăleau capitaliștii, îi luau valoarea, îi luau insula pe câteva mărgele, genul ăla de... Foarte posibil, dar ia și exact. Dă-i tu pământul ăla, că așa da. E drept și lasă... Da, asta ar fi nu poziția. Să descurce, asta da. Ar fi uite, poziția, lasă-l să învețe. Tot înainte de a trece la următorul punct, aș mai avea o întrebare aici, la care sunt curios cu... Cum răspunde. Unul dintre lucrurile care mie mi-a picat puțin invers din argumentația lui Hummer e asta, că domne că guvernul american i-a furat pe săracii indieni, le-a furat pământurile și nu știu ce. E te arătură. Și zici? Eu stăteam și mă întrebam, nu, e o chestie foarte... răspândită și da, eu mă gândeam așa. Point. Indienii erau nomazi. Unii dau unii, mai erau unii care... Nu erau așezări. Ei s-au așezat, au devenit așezați doar în clipa în care i-au pus pe ăștia în... Știi, i-au pus ăștia în... În grădiri. Asta e un argument în plus pentru homesteading, că se tot plimbau, știi? Păi nu e. Tocmai asta e, că nu e. Plimbau cu cai. Ce înseamnă? Homesteading. Înseamnă să spui casa undeva. Da, dacă făceau, ești nomad sau casă mare, o iei și pleci cu ea. Ei făceau tent steading. Păi da, dar tent steading nu e acoperit de deloc. Loc când a scris, s-a scris de homesteading, nu de tent steading. Nu, dar da, întrebarea mea asta, dacă tu ești un popor, dacă tu ești un nomad, poți să-ți apropiezi vreo bucată de pământ? Nu poți. Păi dacă vânezi într-o pădure, de exemplu, ei lăsat? Păi da, mai ești nomad dacă vânezi în pădure? Știți ce se apropiază? Deci ei își apropiază ce prin. Asta e diferența dintre agricultor și, cum îi spune? Ciobar.
Vânător cu legător. Așa, mulțumesc. Zi, acum. Poziția lui Alexandru ar fi că ei și-au apropiat poate drepturi de acces. Am discutat de asta. Nu, da, poate drepturi de acces, dar nu pământurile, nu toate resursele, nu așa cum discutăm noi azi de proprietăți. Am discutat despre asta, drepturile de acces înseamnă că ți-ai apropiat cărare. O poveste de proprietate. Nu, am ascultat niște emisiuni din urmă, Alexandru, și tot la fel. Tu ziceai, drepturile de acces sunt mai importante de cum să fie mai... Drepturile de acces sunt... M-am exprimat greșit. N-am vrut să zic că sunt mai importante, ci că sunt, nu știu cum să zic, juridic primele. Păi, da, înainte să... Nu stai, tu dădeai două tipuri de exemplu. Una, că ai mers pe un teren și l-ai bătătorit. Prin mare, e legitim să fie al tău. Mă rog, n-am zis, da, așa. Am zis, cărare. Mă rog. Și al doilea, în context de privatizare a drumurilor, deci iar unde ești proprietar. Mm-hmm. Înțelegi problema? Stai. Dacă distanți de privatizarea drumului, ești proprietar pe drum. În ambele situații erai proprietar. Ori poziția ta era că drepturile de acces, deci tu ziceai așa, drepturile de acces sunt mai importante ca drepturile de proprietate. Și eu te întrebam, care sunt, Alexandru, acele situații? Corect. Și tu ziceai, aia cu privatizarea, unde ești proprietar, și aia unde ai bătătorit pământ, unde iar ești proprietar. Ok, eu nu zic că sunt mai importante pentru că nu sunt diferite. Eu zic că dreptul de acces este din buchetul de drepturi de proprietate. Tu când ești proprietar, ce poți să faci? Păi poți să ai acces, așa, să dărâmi, să vin, să transferi. Okay, deci sunt legate de o proprietate. Deci toate sunt, dreptul de acces e din dreptul de deci proprietate. Deci sunt legate de o proprietate. Sunt legate de proprietate. Deci trebuie să te apropiezi ceva ca să ai o proprietate. Da. Asta e altă teză. Nu e același lucru ca spune, există un conflict și accesul e prioritar. Nu. Care nu prea sună... m-am exprimat greșit. Ok. Nu m-am exprimat corect. Liberal. Vreau să... Zi. 95-96. Aici pe la lacul Ciurel, am văzut toată, trecând peste... Lacul Ciurel e în partea aia, dar acum așa. Așa e. Nu, e așa. Am văzut o turmă mare de oi, da, care a blocat circulația. Așa. Înainte, de la munte, treceau pe aici prin București până la Dunăre, mulți șobani cu oile. Da. Între timp, de sute de ani, între timp, orașul ăsta a crescut. Da. S-a sistematizat. Oamenii și-au luat proprietăți și i-au tot deranjat pe ciobanii ăștia care veneau pe aici de dinaintea târgoveților ăsta. Bucur. Și aici vreau să exemplific cum e la noi în România chestia asta cu, dumne, ai trecut pe aici cu oile, dar nu ți-ai apropiat, la fel ca indienii, ok, te-ai învârtit pe acolo prin teritoriul ăla, dar nu ți-ai apropiat. Da. Pe când târgoveții aia și-au apropiat terenul respectiv. Deci, întotdeauna oamenii ăștia care au ori sunt cu legătură vânători, ori sunt ciobani de tipul ăsta, migratorii, se cheamă. Nomazi, migratori. Transumanța. Transumanța. Nu știu, zici că ăștia nu au drepturi. Nu mai au. Dar au plimbat oile, n-au fi... Au plimbat oile, pentru că... Și așa erau și indiene. Părerea mea asta este că dacă ești la stadiu de... Amerindienii... Dacă ești la stadiu de... cum ai zis iarăși, îmi scapă, vânător culegător, așa, tu nu ai o proprietate, ai proprietate în ce ți-apropiezi, adică în ce culegi și în ce împuști. Dar nu ai proprietate în domeniu respectiv. Nu poți să-ți apropiezi domeniul, pentru că tu nu-i faci nimic. Nu-l muncești în niciun fel. Înseamnă că ăștia nu le-au luat mai nimic, nu? Stai puțin, oricum, că tai la editare chestia asta, dar uite, intrăm într-un amănunțel. Nu, deci eu vin cu stupul lângă o pădure. Așa. Eu nu accesez din pădurea aia decât florile copacilor, nu știu ce. Vine unul, zice, tu tai pădurea asta? Nu, eu sunt doar apicultor. Zice, bine, eu tai din pădurea asta. Okay. Eventual o tai pe toată. Că el are topor și apropiază pădurea, o taie, okay, treaba lui. Da, vreau lemn. Ăsta avea vreun drept asupra condițiilor din pădurea aia? Adică poate să zică, mă, mi-ai stricat jucăria, eu nu vreau decât florile. Păi răspunsul e simplu, o folosea pe post de resursă? Da, da. O folosea pe post de resursă. Okay. Albinele lui se duceau la floare. Întrebarea este dacă ăia care mușcau și așa...
care mușcau, mușcau din carne, da, okay. Le vânau, mușcau din fructe, da, pe care le folosesc pădurea pe post de resurse sau nu? Da, în același fel? Nu. Da. Păi de ce că omoară animale neștire? Dar creștea bine cu drag și cu cap. Păi și era, aia creșteau, nu, și aia poți să spui creșteau pui de om. Nu, 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 că nu lăsau, deci ei treceau prin acolo, prin pădurea aia, o mai aranjau, o mai... Cine? Lăsau un pom, indieni, ameni indieni. Nu există scrieri de genul ăsta? Da, da, au găsit dovezi. Și ce făceau? Capcane. Un fel de food, da, există food forest, un fel de concept de tipul ăsta în care dacă găseau un pom care făcea fructe bune, au semințele alea, nu mai puneau, deci nu lăsau pomul ăla, unde s-a întâmplat natura să fie așa. Păi le lași mai pomul făceau. Ăla. Păi nu, că pomul ăla nu trăiește singur. Le lași un duci și ce mai fac? Asta, dilema aici este cu ecosisteme. Adică dacă el, da, lui trebuie toată pădurea ca să pună capcane, să gâdile nu știu ce copaci, ai putea să zici că a cultivat locul ăla. Invers, ai putea să zici, mă, niște niveluri din pădurea aia și le-a apropiat. A pus capcane, a strâns uscături să nu ia foc pădurea, mai zi tu două mecanisme. Ok, dacă ar fi ceva de genul ăsta, da, poți să, poți să concezi că, da, deci... Da, punctual, adică... Da, foarte precis, da. Nu orice așa. Nu știu dacă poți. Ai greblat și oricum. Nu poți să ți apropiezi un întreg ecosistem ca ai scuipat în baltă. Absolut, chiar nu. Adică nu. Trebuie să fie o limită undeva. Trebuie. Dar oricum, mi se pare că ne depărtăm de punctul istoric, în sensul că mulți amerindieni au zis, uite, primind de la europeni ăștia puști, zahăr, tutun, nu știu ce. De ce noi mai încolo? Zic, bă, vrem noi terenul ăsta. Bine. Adică nu a fost ceva de genul... Eu concret considerau că da, da, există o grămadă de teren. Asta, asta poți să spui deci și fost... că a reprezentat un furt. De ce? Păi dacă ei nu erau proprietari de drept ai pământului pe care l-au cedat împotriva puștilor tutunului și alcoolului, a fost un pic de fraudă acolo. N-a fost un fraudă. Nu mai treci pe aici. Așa au zis. Dom'le, ne punem porumb, aici nu mai veni tu cu... Ce s-au înțeles? Și s-au înțeles, înțeleg. Mm-hmm. Practic au făcut o apropiere măcar erau inițial. Erau de staționari. Erau amerindieni staționari. Nu, nu, nu. El zice mai veneau ei din când de când. Europeni. El veneau zice europenii așa. Acolo și au zis, bă, băieți, dați-vă mai încolo. Dați-vă, nu mai veniți bine. Pe aici. Că pun bine, porum, pun nu știu ce. Mm-hmm. Dar să ne poate să facem noi aici. Deci de ce e furt? Nu. Că ei n-aveau, vezi, doamne, nu erau proprietari. De proprietate. Adică i-au furat pe coloniști. Indienii ar fi furat pe coloniști. Păi și nu e așa? așa mi se pare și mie, dar mă rog, e, nu, cred că schimbul a fost clar voluntar. Nu, schimbul e fraudă. Dacă e ceva care nu e al tău și tu-l vinzi, asta e fraudă. Nu poți transferi drepturile de proprietate pe care nu le ai. Unu, că noi n-am fost acolo. Doi, dacă europenii au venit și s-au înțeles, sau în fine, coloniști, au venit și s-au înțeles cu ăștia, bună ziua, vă că stați pe aici, nu vreți să vă dați un pic mai încolo? Și ei s-au dat. E ok pentru noi. E o înțelegere. Bine, voluntară, punctul transfer. De cea mai mare dispută, da, din istorie e vorba de momentul în care s-a pornit spre vest. Mm-hmm. Pentru că acolo s-a pornit spre vest cu, deci cu armata. Coloniștilor, li s-a spus coloniștilor, da, oamenilor care vreau să meargă în vest să-și apropieze terenuri, li s-a spus, vă apără armata, orice ar fi, duceți-vă. Na. Da. Deci asta teoretic nu mai e la trade. Da. Pe de altă parte, iarăși, erau acolo, aveau apropiat ceva, n-aveau apropiat ceva. Păi fii atent, dar ok, zi. Mai vreau să întreb. Cu oile când te duci pe o pășune, nu apropiezi? Iarba. Dacă te duci an de an pe același loc... E mai rău că nu faci nimic. Strici. Bătă-te, treci pământul. Poți să te duci, poate să fie...
Nu, cum să spun? Nu apropiezi pășunea, nu apropiezi pășunea dacă îți pășunezi oile acolo. Deci nu. Pui un gard în jurul ei și îți pășunezi oile acolo, da, ai apropiat-o, dar partea cu gardul e, nu cu oile. Deci nu oile, oile doar consumă. Și gardul nu e musai să fie neapărat fizic, ci prin înțelegere cu ceilalți. Pui mental. Simboluri, nu, dar poți să pui un băț și lumea știe. Da, dar simbolurile sunt pe între oameni. Fâșie, ești, doar. Nu ești pe interior. Mă rog, hai să trecem la... hai să cele patru forme de contract social implicit. Deci, da. Argumentele okay, deci, la astea explicit e că nu s-a semnat. Că nu s-a semnat și nu l-a văzut și nimeni. Nu l-a văzut nimeni, da. Și Humor zice, da, dacă nu cumva e implicit. Uh-huh. Nu știu dacă zice el. Adică am auzit. Zice, nu, dar problematizează, da. Am auzit chestiile astea și din mainstream. Hei, și pentru că el ia ales pozițiile. Să le enumerăm. Și bagă-te. Și ar fi așa. Cum ar putea să fie un contract? Păi, prin un simțământ pasiv. Hai să cineva dăm și, hai și pe exemplele lui, dacă le mai aveți pasiv, ce ar nu, dar stai să le enumere. Dacă nu, stai să le enumere și ne deci ai, cum poate să fie el valabil? Păi ai consimțământ pasiv prin acceptarea de beneficii, prin prezență că stai acolo sau chiar și prin participare. Okay. Patru. Da, și da, prin da. Exemple acum, okay. Și, knock yourself out. Pentru primul, da, la pasiv. Dacă n-ai spus ceva împotrivă la momentul realizării acelui contract. Hai să dăm chiar de, exemplu. El, de exemplu, ești la o ședință, da, managerul spune avem ședința următoare joi la ora 10, obiectează cineva, nimeni nu zice nimic. Consimțământ pasiv. Consimțământ pasiv. Pentru, iarăși un exemplu pe care îl dă el de consimțământ implicit prin ce beneficii? Tot nu, prin lips e în interiorul pasivului, da? Uh-huh. În interiorul obiceiurilor culturale. Uh-huh. Te duci la da. Restaurant și comanzi ceva din meniu. Aia ți-aduce, mănânci și la sfârșit zici, păi da, n-am zis că își plătesc. Da, da, există cultură care presupune că dacă intri în restaurant, stai jos, comanzi, se presupune că plătești. Dar nu poți spune că e explicit că ți apare prețul? E explicit? Dacă ți apare o șaurma costă? Poți spune că e explicit, dar poate... Păi implicit înseamnă că nu e scris nici... Poate tu nu te-ai uitat la preț. Păi poate tu te-ai dus la un... Poate ai luat un meniu de femei care n-avea preț, de exemplu. Ah. Existau pe vremuri. Nu, sau pur și simplu nu te uiți la meniu. Da, sau nu te uiți la meniu și meniu doar zici direct. Nu, în meniu zilei zici că poți să zici că e scris afară. Că ai trecut pe lângă el când ai intrat. Ați început să ai bun. Exact. De ce e implicit asta? Deci, dacă n-ai spui, dați în ce aveți mai bun, n-ai spus că plătești. Dar ai intrat într-o relație care cu tumiară. Se înțelege că plătești. Cu tumiară. Ok. Al doilea era... la prin prezență. Dacă exemplul pe care îl dă Humor aici este dacă același. Dăm o petrecere, nu. A dat el un exemplu cu petrecere. E tot ăsta cu... Nu, dacă dăm la o petrecere și eu zic proprietarul, zice. Proprietarul, așa. Da, petrecere zice peste 3 ore spargem petrecerea, să rămâneți să mă ajutați să curăț. Mm. Dacă din punctul ăla încolo stai în continuare la petrecere și nu te prin prezență ai că nu spui da, domnule, sunt de acord cu vrata. Simplu... Deci dincolo de condiții. Așa. Acum când discuți de ei ăla prin care era primul? Prin pasiv. Pasiv. Hai să vedem. La stat cum e? Ah, eu mă gândeam să le aplicăm la viol. Nu, no, l-a stat. Dom'le, cum e? Același. E pasiv? Că uite, lumea nu se pronunță, nu? Nu înseamnă că e... Da, da. Deci da, toate patru, înțelegi? Aplicate la stat, că nu face asta. El după aia ia condițiile alea și le aplică la stat. Mm-hmm. Okay. Ideea e dacă ne țin curele să facem asta. Dom'le, e acum, e pasiv? Poate e pasiv. Poate lumea chiar vrea stat. Da. Dacă n-a zis nimeni nimic, lumea nu avea. Da. Sau prin hai participare. Să uite, lumea se duce la vot. Prin beneficii. Păi lumea e după ajutoare... Subvenții, chestii. Da, da, da. Și cauți contraexemple. Păi nu, că nu au toți carduri sociale. Unii sunt împotriva taxării în principiu. Ok, hai. Prin prezență. Păi nu ajunge prezența. Deja făcea.
am niște bătăuși care mă bat zilnic într-un cartier și eu nu plec, asta nu înseamnă că eu sunt de acord. Exemplul ăsta cu restaurantul se potrivește și la acceptarea de beneficii, la a doua condiție. Păi ce beneficii accept să un restaurant? Că mănânci shawarma? Că mănânci shawarma. Da, okay. El dă un exemplu vegan aici, vorbește de o shawarma. De o salată. Vegetariană. Întrebarea e dacă e un beneficiu, știi? Că mi-e o shawarma tradițională, știi? Poate să fie cu halloumi. Deci presupoziția e că are gust. Da, ok, deci m-am încurcat astea cu cartea în față. Deci primul era prin prezența, al doilea e prin acceptarea beneficiilor. A treia metodă de a valida un consimțământ implicit, am spus, este prin prezență și am vorbit de asta la petrecere. Și al patrulea este... ăla cu sala de clasă prin participare. Exact. El face o loterie cu studenții, puneți fiecare într-o pălărie un dolar și trage la sor și vedem... Nu, numele. Și la sfârșit... toți trebuie să plătiți câte un dolar pentru câștigător. Bine, și ăsta e un model falimentar de loterie, în sensul că îi dau banii la urmă. Deci dacă ar aplica loteria română, asta n-ar mai da nimeni bani. Păi intuiția ta de aia te-a făcut să zici că dau un dolar de la început. Dar ideea e că tu, participând, te obligi să plătești, după, chiar dacă n-ai ieșit câștigător. Ai ieșit altcineva câștigător, dar s-a creat obligația. De ce? Pentru că el ți-a oferit ăla... scamatorul care face loteria, ți-a oferit serviciu. Putem să aplicăm toate chestiile astea la stat? Păi, hai să o luăm. Hai primul care era al... Pasiv. Simplu. N-a spus nimeni până acum că, domne, sunt împotriva acestui contract. Da, așa e. Nu, n-avem decât 117 episoade cu ăsta. N-a spus nimeni. Exact. Ok, deci există lume care a spus. Sunt câțiva, da. Și lor nu ar trebui, dar majorității... care nu știi, Gabi, nici acolo. Pentru că uite-te la măști. Tu ai fi zis... Nu, domnule, lumea așa vrea să poarte masă. Și exact. Când n-a și mai când s-a scos regula, la fel și aici, dacă s-ar scoate obligativitatea taxării, nu o să mai ai atât de mulți. Așa vezi care sunt ăia care... Nu o să mai ai atât de mulți care să plătească taxe, dar să vrea stat, cred că sunt mulți. Păi da, dar o să vedem dacă o să fie mulțumit să-l susțină, adică să contribuie și activ. Păi, la... Și dacă nu contribuie, înseamnă că mai el e preferința demonstrată. Mai vrea chestia aia? El poate să zică, sunt unii care beneficiază de asistență socială, de ajutor social și nu plătesc taxe și ei vor că trebuie să existe stat. Da, dar aia care plătesc poate vor fi mult mai puțin. Da, da, da. Și asta ar fi asta exemplul 2, acceptarea de beneficii. Da. Bine, e un, ca să extindem cât mai mult sfera, da, putem spune că uite și faptul că noi ținem podcastul ăsta acum, cu avem luminile pornite și internetul și tot, așa, astea toate, pentru că statul a făcut cadru, adică noi folosim cumva beneficiile oferite de stat ala loan. Ăsta nu e un exemplu bun, că el, cum ar vorbește că aici... Că nu statul le-a făcut. Nu, chiar dacă le-a făcut statul, dar ideea e că te obligă să mergi pe drumuri. Cum ar dă exemplu drumurilor ca acceptare de beneficii. Ori poate eu nu vreau să merg pe drumurile de stat. Poate vreau să merg pe drumul privat. Nu poți spune că e o chestie voluntară. Nu, nu e o chestie. Te obligă să mergi pe acele drumuri. Și cum te obligă? Nu te lasă să mergi pe lângă drumuri. Interzice altora. Interzice drumuri private. Interzice drumuri private. Interzice alte drumuri. Asta alte drumuri, da. Nu interzice drumuri private, da? Că există în post, dar nu există drumuri private care să lege două localități, nu există drumuri private și da, genul ăla de drumuri private le interzice. Că așa vine cineva care îți caută nod în papă, spune, păi cum, că aleile care sunt înăuntru în cartierele rezidențiale, alea sunt private. Nu e suficient, pot spune că da, faptul că permite vânzarea de lacăte nu înseamnă că statul tolerează producția privată de apărare. Da, permite lacăte, alea, nu știu ce. De asta nu înseamnă că dacă apar trei armate private, ele le tolerează. La fel și cu drumurile. Să permită producția de drumuri dacă unul vrea să facă, nu știu, drum de aici. Autostradă de la București la Brașov, de exemplu. Oriunde pe sub pământ, nimeni nu trebuie să aibă nicio problemă cu asta. Ok, următorul este? Prin... Ce, prin prezență? Prin prezență. Care da, un argument pe care l-a auzit deseori la dacă nu-ți plac, petreceri ce? Și la pleci. Alte mese în care discuți politică. Unde dacă nu-ți convine, du-te în Somalia sau ceva de genul. Păi nu e libertate. Nu mai e nici măcar anarhism de când au stat. Și de obicei, contraexemplu ar fi așa. Dom'le,
ai un vecin care îți oferă servicii de protecție, drumuri și așa mai departe, și după aia vine la tine la ușă și spune, dacă nu-ți convine serviciile pe care le oferi în acest cartier, pleacă din casa ta și du-te în altă, în alt cartier sau în altă zonă. Nu, aici e casa mea, eu am cumpărat-o, e curtea mea și tu ești și mi pui condiții. Nu, faptul că tu rămâi... Da. Spre deosebire de, în cazul petrecerii, în care eu am dat o petrecere la mine acasă și fac o condiție, dom'le, trebuie să strângem la sfârșit, dacă nu-ți convine, du-te de aici, din casa mea, acolo ai dreptul să aplici principiul ăsta, dom'le, eliberează premizele. Argumentul prezenței merge în contexte voluntare. Dacă tu cumperi o portocală din Lidl, poți. Putem vorbi de preferința demonstrată. De ce a cumpărat acea portocală? Ei plăceau portocalele. Dar în contexte agresive nu mai poți folosi argumentul preferinței demonstrate. Dacă mă obligă un psihopat să cumpăr portocale, nu mai pot spune. Prin faptul că ai cooperat, că ai cumpărat acea portocală, asta era preferința ta. La fel și aici, dacă vin, deci ești din sectorul 3 și vin niște mafioți care spun taxe de protecție, tu nu ești de acord cu ele, faptul că nu pleci, de ce nu pleci? Păi ai familie, ai nu știu ce, sunt diverse, ești atașat de locurile alea, acolo te-ai născut, nu înseamnă că e un schimb voluntar. Da. Nu, în schimb agresiv, adică vin și aici și deja oferă coercitiv un schimb. Aici deja explici din condițiile și putem foarte bine să ne ocupăm de ele. E ok, ajungem la ele. Da, da, nu poți, asta e o problemă, de asta vorbeam și înainte, dacă ne apucăm să le aplicăm la stat, o să ne vărsăm automat peste cele patru condiții ale unei contract înțelegeri valide. Al cincilea prin participare, este și cu vot. Prin participare și spui că, păi da, uite, îți plătești taxele, îți faci, nu știu, muncă comunitară, îți cureți grădina în fața blocului, dacă e acum în sarcina proprietarilor. Participi, da, la votezi. Nu votează toți, asta ar fi. Nu votează. Da, ideea deci, e chiar că... dacă admite argumentul, da, domne, așa. Ideea și e că poți să-l admiți, știi, de cineva care votează, poți spune că e o formă de, da, de participare. Ideea e că oricare, da, toate astea sunt, la fiecare dintre ele poți să găsești oameni care nu își dau consimțământul, da, în acest fel. Da, da, cel puțin față de stat. Și aici mai vreau să mai trag o, înainte să ne ducem la următor, mai vreau să mai trag o paralelă, mai ales pentru cei care au un apetit pentru politici mai de stânga și filozofie și viziune de genul ăsta. Probabil că ați auzit, dacă nu, luați de mână un feminist că vă explică el, de teoria consimțământului exhaustiv sau exuberant. Da? What? Entuziast. Ce? Consimțământul entuziast. Da? În caz că nu ați aflat, pentru relațiile sexuale dintre doi parteneri, dar dacă e asta cu doi parteneri e doar dacă ai generalizat lucrurile, dacă întrebi un feminist dintr-un bărbat și o femeie, pentru că acei feminiști sunt extraordinar de medievali, o să spună că bărbatul este mai puternic și este capabil să se forțeze asupra femeii și, prin urmare, trebuie să existe această noțiune, au introdus-o ei, deci sexul nu e viol, da? Că despre asta vorbim, decât dacă există consimțământul entuziast, deci și explicit. Femeia trebuie să dea consimțământ explicit pentru orice fel de mișcare pe care o inițiază bărbatul. Și pe care inițiază bărbatul. Ștampilă și semnătură? Sau? Există puțin în momentul ăsta. Teoretic, ei s-ar mulțumi doar cu un TikTok un scurt. Un consimțământ, da, verbal. Da, teoretic. Practic. Fii atent, partea de entuziasm, ce există? În prima lună de căsătorie, la prostituată exclus, nu e niciun entuziasm, știi, o chestie profesională.
Sunt foarte puține. Majoritatea sunt violuri. Nu rezultă. După... Dacă n-ai entuziasm. După tehnologie. Da, da, da. După filozofia asta, da. Și ca să nu mai spunem că poți să-și retragă consimțământul într-un moment după și de asta e mai bine să le filmezi înainte. Asta e o... Deși dacă le filmezi în timp ce dăm în alte belele. Dar... Mă rog, ideea e că oamenii ăștia sunt în general preponderent de stânga și lor le place cu statul și le place cu un stat mare. Ei, dacă ar aplica consecvent, așa cum îmi place mie, regula asta de acordarea consimțământului față de ce face statul, de existența asta, de supunerea la stat, da? N-ar mai exista state. Cert este că e foarte puțină lume. Dacă nu e entuziastă. Tinde spre zero. Da, nu e entuziastă lume. Ei sunt entuziaști cu statul. Nu, dar vor și explicit. Adică... Da, dar ei sunt minoritatea entuziastă. Nu? Aia da, dar nu s-ar apuca. Adică nici ei nu se apucă să își dea consimțământul entuziast spre toate domeniile de activitate ale statului. Hai să trecem la condițiile de validitate ale contractului. Mhm. Trebuie să ai clauze de ieșire, trebuie să fie respectată opoziția explicită, dacă te opui să fie luată în considerare, să nu fie impus, să nu fie ăsta te încurcă, te zic. Nu, dar foarte prost. Ideea e, da, e problema asta ciudată, dar ideea e următoarea. Să nu ți se pretindă că poți să te opui, dar să n-ai voie nicio. Da, pe cred că esența e că să poți schimba rezultatul. Deci ideea să nu fie oricum e impus. Să poți schimba rezultatul. Să poți să schimbi rezultatul, da, e bună. Să ai un input. Să ai un input, da. Dar ne înseamnă așa. Într-o tranzacție, da, să existe două părți la tranzacție. Adică să nu fie unilateral impusă. Care diferența față de ăla cu s-ar respecta opoziția ar fi că tu nu vrei neapărat să te opui complet, ci să-ți fie luat în considerare modificări. Poți să pierzi, poate să fie loterie, poate să fie joc democratic. Dar ideea măcar să ai niște șanse. Da, să fie o probabilitate, că altfel dacă tot ai, mai mă pui pe drumul, știi? Și al patrulea este ușor, că trebuie să fie o obligație mutuală și condițională. Da, adică să nu fie contractul dintre noi doi, nu poate să fie dăm 5 lei. Mhm. Bine, și mai era una. Asta sunt. Nu, mai era una în care zicea că să nu, nu știu unde a zis-o. Ce? Așa. Că zicea să nu fie condiționat contractul, să nu fie condiționată acceptarea de renunțarea la un drept. În e sensul prima, care seamănă cu prima. Da, asta cu dificultatea aia cu să stai mâna. Uh-huh. Prima dificultate că-și cere un cost că e că e vorba de un fel rezonabil. Aha. Da. De au, deci nu e nu e numai ok, trebuie să existe o clauză de ieșire. Nu, trebuie să existe o clauză de ieșire rezonabilă, okay, da? Viața în libertate ori moartea nu este clauză de ieșire rezonabilă. Corect. Și unul dintre exemple pentru adică felul în care se nu se aplică primul exemplu, deci ideea cu aceste condiții este să explicăm că contractul social ăla, chiar și cel ipotetic, da, nu poate fi valid tocmai pentru că încalcă aceste condiții. De exemplu, atunci când ți se spune da, la o petrecere sau undeva, băi, dacă nu-ți place, du-te, da? E exact ce a zis Costa mai devreme. Păi eu trebuie să renunț la ce? Ca dacă mă duc, renunț la viață, la familie, la pământuri, la casă, la locul în care m-am născut. Numai așa că adică nu este punctul la care țin eu foarte mult este că ți se cere prin chestia asta să renunți la o proprietate legitimă pe exact, care o ai. Da. Deci tu trebuie să renunți la ceva la care ai dreptul. Tu da. Legitim. De exemplu, el ia agresiune, el ia și spune, uite, ce anume cerința? Da, pot spune doar că e nerezonabil când îți zice taieți un braț, e nerezonabil, da. Asta vroiam să spun că el ia exemplu și dar n-am apucat, ei nu știu despre ce vorbim.
ia și modifică exemplul ăla cu întâlnirea de joi la 12 și zice cine obiectează pune brațul pe masă și luăm cu fierăstrău. Da? Și asta ar fi o obiecție... Mai rezonabil ar fi fost un deget. Nerezonabilă, da. Da, dar poți spune ce are asta de a face cu legitimitatea, știi? Nu, e ca și cum ți-ar cere cineva un preț mare, știi? Dacă cineva își cere pe o pungă de pufuleț un miliard de euro, păi nu spune e. Că schimbul ăla nu e, că n-ai acord, că n-ai... Păi da, e poți vorba de... Oameni stai, că nu vorbim de același lucru. Da? Aici e vorba de dacă îți dai consimțământul sau nu ca acea întâlnire să aibă loc la data la care are loc, da? Ori dacă ție cineva îți cere un preț foarte mare pe un nu știu ce, nu-l cumperi. Unii oameni îl plătesc. Da, dar noi vorbim de... Da, dar dacă tu nu-ți dai consimțământul, nu-l cumperi. Da, dar problema nu e una de probabilitatea încheierii tranzacției. Problema e una de legitimitatea tranzacției. Mm-hmm. Poate unul își taie mână. Da, domne, țin atât de mult să aibă loc întâlnire, încât își taie mână. Păi, în felul ăsta și-ar fi dat consimțământul. Da, păi face asta. Face asta. Păi da, dar atunci n-am mai avea discuție, n-ar fi consimțământ implicit. Explicit. Și aici că nu vorbești. Păi plătește. Dacă tu, uite, dacă... Și a te amâna înseamnă că... Dacă eu spun, în clipa în care tu plătești un preț, ți-ai dat un consimțământ. Da. Dacă... Da. Ăla e explicit, nu mai e implicit. Dacă tu pui un depozit ca să mergi în excursie, înseamnă că vrei să mergi în excursie. Ți-ai dat consimțământul pentru excursia aia. Da, nu ți-l cere după aia. Nu e ca și cum te trezești, vine... Implicit e că nu semnezi și nu vorbești. E aici când stai mâna, tu nu vorbești. Păi, dar faci ceva, nu e. Păi asta înseamnă implicit. Nu. Implicit înseamnă fără acțiune din partea ta. Nu. Ba da, pentru că Curtea Constituțională a Statelor Unite a stabilit că orice... gest poate să reprezinte o exprimare. Vorbim cu materialul clientului. Clientului. Dă-i pe paragraful 2 din capitol. Așa zice. Diferența la care dintre ele? Capitolul ăsta. Diferența între implicit și explicit. Explicit e când semnezi și vorbești. Implicit e aia când acționezi, când stai, de exemplu. Știi? Okay, când stai, când participarea nu e implicită? Participarea implicită, prezența implicită. Înțelegi? Mă rog, toată precizarea asta implicit. Este despre cât de raționale sunt clauzele de ieșire. Da, eu asta, ce s-a zis mai eu asta atacam cineva. Pot spune că sunt puțin probabil. Ce vrea el? El vrea să atace statul. Deci dacă ai niște libertarieni, niște anarcocapitaliști care vor să iasă, care sunt opțiunile lor? Și cum ar zice? Antarctica și sinuciderea. Sau să stai pe undeva în ocean. Da. Adică n-ai. Păi mă duc în Bulgaria. Păi și în Bulgaria nu e stat. Exact, mă duc, asta zice și el, da. Nici pe lună, cred că ești pe lună. Au jurisdicție, știi, au control. Au, nu? Au. Cine? Americanii, da. Adică s-a rezolvat. Deci asta cred că vrea să spună că... Bine, eu oricum nu sunt de acord cu asta. Adică eu cred că poți avea contracte valide fără clauze de exit. Uite, am mai discutat despre asta. Oricum. De asta e pointul lui, că statul nu-ți oferă căi de exit ușoar. Adică ori te omori, ori deci te doare capul de ce condiții ți oferă. Hai, următorul care era? Mă gândesc că trebuie să fie evident că n-ai clauză. Poți să faci contracte fără clauză de exit, dar să fie explicit. Nu e așa evident. Dacă ăștia te trimit în Somalia, deci aia care te trimit în Somalia au impresia că ai opțiuni. Pleci din România și te duci în Somalia. Da, dar Somalia nu e opțiune. Nici din stat. Pe prima lui clauză. Da, ca să revin și asupra ce spunea, el așa e. Chiar așa spune consimțământul, da, e, ai dreptate, pe materialul clientului, el chiar așa spune consimțământul, ți-l dai ori în scris, ori verbal, explicit, consimțământul explicit. Da. Care era a doua? Sau vreți mai stăm pe dificultatea? A doua era cu... A doua era faptul că... foarte simpatic asta.
dacă lipsa, dezacordul, dacă dezacordul explicit bate, da, dezacordul bate consimțământul implicit. Da. Adică dacă noi zicem că statul e organizație mafiotă ilegitimă și asta, nu mai nu mă vii și mă freci că ești implicit, că n-ai că plecat. Deci nu poți, pe scurt, nu poți să extragi consimțământul implicit de la o persoană odată ce atunci a fost, când el explicit spune că nu îl, că nu-l vrea. Și dă exemplu aici că dacă tu intri în restaurantul ăla, te așezi, spui, nu-ți plătesc, dar aș vrea să-mi aduci de mâncare, dar nu o să-ți plătesc. Dacă tu îi aduci ce comandă, nu poți să-i ceri bani. Înseamnă că e un dar. Un dar din partea cărciului. Da, e asumat. Gândește-te și la un viol. Dacă sau a zis nu, dacă a zis nu, adică un dezacord explicit, nu poți spune, păi stai că ești prezentă, știi? Sau? Așa zice un etatist, păi stai că ești. Da. Ăla al treilea. Și e bine, el mai dădea exemplu și la ăsta cu casa. Că dacă tu, în clipa în care ăla îți spune cine rămâne până la sfârșit, trebuie să mă ajute să curăț, și tu spui explicit, eu nu-s de acord, nu mișc niciun deget, rămân până la sfârșit, dar nu te ajut să curăț. Și tu-l lași. Tu vrei să-l dai afară, el nu vrea să plece. Deci tu spui, ok, bun, atunci pleacă. Și el zice, nu plec. Ok. Și tu zici, bun, hai că e petrecere, nu-l iau de gât și-l arunc afară. Mm-hmm. Ok. La final, ți-ai asumat că de fapt l-ai lăsat. Ți-ai asumat că l-ai lăsat. Da. Ți-ai asumat că el nu o să curețe. În același timp, ai putea, în același timp, legitim, e legitim să-l dai afară, e legitim și să-l obligi. Pune humor aici, pentru că dreptul de a-l obliga nu vine din consimțământ, ci vine din faptul că e proprietatea ta. Uh-huh. Și tu pui condițiile acolo. Da, el a zis că nu vrea. Da, dar e proprietatea ta. Adică tu poți diferența să-l față de stat, tu poți să-l faci. Diferența față de stat este că el poate să plece. Ideea este că tu ești pe casa ta, pe... Da, da. Cum a formulat-o Vali până acum sună ca o amendă. Nu, dar Humar a formulat-o. Cred că Vali a prezentat bine. Humar, da, da. Humar a fost încălcit. Nu e clar. Cum adică poți să-l obligi? Ok, ai dreptul de proprietate pe casă, dar ăsta a zis că nu... Nu face, tu nu l-ai dat afară, place să-l mai obligi. Păi da, nu e, vezi, ai problema, voie să-l dai afară. E problema consimțământului, da? După aia. Nu, eu zic că ai voie să-l dai afară, poate trebuie să oprească acolo. Ai voie să-l dai afară. Ori atunci pe loc, ori la sfârșit când tot nu face curat, zici bine, ieși. Îl lasă să mai și îmbuibă după. Deci nu, el spune așa că este plauzibil că ești în continuare obligat să cureți. Mm. Nu pentru că ți-ai fi dat vreun consimțământ implicit, ci pentru că e casa mea și eu stabilesc condițiile în care te folosești de ea. Și ăsta fixează regulile. Da. Da, nu poți să-l ții cu forța dacă el pleacă la sfârșit. Da. Vorba de obligație. Ești obligat să cureți. Ai o obligație așa pe care ți-o cer eu, dar nu poți să te oblig fizic pentru da. Că de fapt da, ești da, un om da, liber. Da, ok, da, dar da. Data viitoare sunt foarte da. Justificat, dar să nu te mai invit. Corect. Da, dar poți să-l oblig? Nu poți. Fizic nu. Eu zic că fizic nu, că e sclavie. E muncă forțată. Și ne-a asumat printr-un contract, ba din contra a zis nu fac curat. Să da, știe. E o întrebare de explicit. Ce nu se oprește la că dă la afară și gata. De ce îl mai pune să curețe cartofa după? De acum mătură. Adică de ce fixează obligații suplimentare că e proprietar? Păi pentru că altfel ar rămâne ca și cum i-ai făcut cinste. Păi ai făcut cinste, dacă nu l-ai dat afară. Păi, el n-a fost acord. Păi nu, pentru că în continuare îi trage. Gândește la restaurant, că tu zici eu nu plătesc și el a vine să... De ce nu-l inviți ultimul, de ce nu-l inviți data viitoare? Să mai inviți odată. Asta spun. Deci el e obligat, deci el teoretic, dacă rămâne la sfârșit și te ajută să cureți, da? Îl inviți data viitoare. Dacă rămâne până la sfârșit, nu te ajută să cureți, pleacă. Da? Nu-l mai inviți data viitoare. De ce nu-l mai inviți? Păi nu înseamnă s-a că s-a întâmplat ceva acolo. Nu s-a achitat de o obligație morală.
în cazul ăsta. E obligat. Da, n-a fost clar. N-a fost clar. Da, ce e moral, da. E juridic. Nu, eu zic că era mai clar dacă se oprea la ok, nu ești de acord, nu lucrezi în firma asta sau nu stai la petrecerea asta, știi? Păi da, ok, ideal nu stai la petrecere și trebuie să-l dai afară, da? Ce faci, chem poliția? Adică... Da, poți să chem poliția. Sau ai oameni la petrecere, nu e singur. Sau chem agenția privată, mă rog. Sau nimeni nu mai vorbește cu el, îi întoarce spatele. Da, ideea e dacă nu e nimeni de acord să facă chestia. Adică dacă discuția e doar între tine și el, da? Zicem că el e mai mare, nu poți să-l iei. Unul la mână zicem că nu vrei să-l iei, că-ți strici petrecerea. Mi se pare, uite, eu simt ca Alexandru că e cumva inconsistent, că e ca și cum ești făcut cinste. Da, dacă îl dai afară, ce se? Deci mai consistent mi s-ar fi părut să nu-i zică nimic până la final. Asta e. Înțelegi? Pentru că el și-a exprimat dezacord. Domnule, eu nu fac nimic, doar am venit să mănânc aici. Poate cum ar la fel ce la domnule, eu nu plătesc restaurantul ăsta. Deci le-ai zis din capul locului și ea vin cu tot felul. Ok. Restaurant postmodern, ce să zic? Da, ce putea să vrea să, cum ar să zică? Că ai în continuare dreptul, dar doar așa, pentru că ești proprietar, dar nu... Păi și zice nu și la... Da. Ce-și cere? La curățenii. Nu știu ce să sau care era, ce, la ce cea nu? La curățenie. Ah. Păi și el zice că amoromete, păi nu ți-a zis că nu. Un alt exemplu pe care îl dă Humor, în cazul validității contractului social implicit, este faptul că dacă un cetățean își prezintă dezacordul față de contract, însă rezultatul va fi tot va fi același, tot nu reprezintă un contract valid. Dacă el e informat înainte. Și dă un exemplu cu o ședință în care șeful spune mâine la ora 10 o să o avem, tu îți exprimi dezacordul și... Nu, șeful spune așa că ședința o să fie joi la 10 și nu-mi pasă ce aveți de zis. Tot acolo, tot atunci. Tot atunci o să fie. Și după aia mai ce întreabă, aveți ceva de zis? Aveți ceva de zis? Aveți ceva de zis? Adică e o situație din asta în care ești lăsat să se înțeleagă, chiar dacă ai ceva de spus, nu contează. Da. Și chiar și așa se întâmplă și în cazul statului. Dacă spui că nu îți plătești taxele, tot plătești taxele, nu... Sau că nimeni nu vrei, sau că... El tot ți le impune, nedrept. Da. El tot ți le impune, da. Da. Ultimul caz? Cel mai haios. Cu obligația contractuală trebuie să fie... echitabilă, să zicem. Da, trebuie să oblige ambele părți. Așa am vorbit de cazul ăsta. Statul nu și-a achitat partea lui de contract în istorie mai niciodată. Bine, el aici are un exemplu, sau de fapt are o serie de exemple care sunt interesante pentru Statele Unite. Și anume de are o poveste care să-ți zice părul pe ceafă, e o la un moment dat niște femei stăteau împreună și una dintre ele e acasă când au intrat hoții peste ea, cealaltă e sus, în casă fiind cu etaj, e sus. Aude ce se întâmplă jos, iese pe acoperiș? Nu, întâi dă telefon, că era pe vremea când nu era un telefon mobil, dă telefon la poliție, spune ce s-a întâmplat, aia, iese pe ieșirea de urgență și vede cum vine mașina poliției. Mașina poliției nu face, nu intră, nu încearcă să intre în casa, doar vin, se uită, nu văd nimic, acolo și pleacă. Ea intră înăuntru și auzind voci de jos, crezând că a venit poliția și a rezolvat problema, strigă la colega ei de apartament dacă e în regulă. Evident, poliția nefiind acolo, ci fiind doar hoții, au aflat că e și ea sus și situația s-a complicat în mare măsură. Femeile fiind, mă rog, vă imaginați și voi ce.
Bătămate. După aia, au dat în judecată statul. Au dat în judecată pentru neglijență. Nu pentru altceva, pentru neglijență. Și în cursul procesului, la final, apărarea statului a fost că ei nu au datoria să protejeze indivizii. Da. Deci doar publicul larg, general larg. Societatea da. În general. Aici e simpatic humor când spune, păi poate să-i plătească taxe atunci societatea în general. Exact. Nu mai înceară mie. Judecătorul a acceptat sentința. Noi asociem de regulă sentințele judecătorești cu vrerea statului exprimată. Și de atunci și până acum au mai fost câteva cazuri în care regula precedentului juridic a fost aplicată și sentința în sine a fost reconfirmată, principiul în sine a fost reconfirmat că statul nu are obligații față de tine. Prin urmare, acest contract social nu este mutual, în sensul că nu generează obligații doar în partea ta, doar din partea ta. E acel dăm 5 lei de care vorbeam la început. Adică nu există criterii de eficiență, de îndeplinire. Dacă ai, te duci la magazin, cumperi ceva și aș fi acasă, vezi că e stricat. Îl duci înapoi. E șețean european, ai drepturi, cică. Mai puțin în relația cu statul. Ce mi se pare mie foarte interesant este că ai zis că legile ți arată... Sentințele judecătorești. Sentințele judecătorești. Ok. Justiția. Procesul de justiție îți arată vrerea statului. Păi deja de aici vedem foarte clar că nu se face o dreptate. Nu e vrerea victimei. Da? E vrerea statului. Atunci, ce pretenții avem de la un asemenea sistem de justiție? Formularea lor să se judece singur. Da. Formularea lor e tu pe istorie. La noi acum. Uh-huh. Câteva ediții. Care ar putea fi baza raționamentului? O bază ar putea fi, domne, eu nu sunt biget, nu-ți ofer la scară. Uh-huh. Și ca și la asigurarea de sănătate, îți ofer un minim acolo, știi? Da, doar o... Da, nu... O respingere... Îți ofer protecție permanent. Nu? Poate fi ceva de genul ăsta? Da, da, atunci trebuie să-l stipulezi. Trebuie să te apuci să explici care e minimul. Păi asta e protecția în general. Păi nu, în general. Nu este în general, că ăla nu merge. Și atunci când tu te duci la spital, da, ai planul ăla de asigurare minimă, da, și ei știu când treci peste ca să te pună la plată. Da? E ok. Explică-mi tu care e minimul, spune-mi tu care e minimul, că eu să pot să-l fac public. Să știu că lumea, pentru mai mult, poate să se ducă în mediul privat. Cazul ăsta intră la plătească. Cu siguranță intră la mine. Adică minimul este așa. Dom'le, noi publicăm aici că 5 ani de pușcărie se ia pentru viol, sau 15 ani, și deci acesta este suficient. Da. Și dacă îl prinde, ăla e minimul. Dar să nu te aștept să intervenim să-l oprim. Nu, băiatul, stai, ok, nu, după, mă scuz, n-am vrut să te deranjez. După ce termin? Vorbim după. Chiar dă exemplu ăsta. Contradicție. Da. În cazul unui care doi oameni se băteau pe stradă, poliția o stătea și se uita. Da, exact. În loc să intervină. Aici? Da. Păi și care era justificarea? Deci, nu puteți să dea nici pe aia judecată poliția. Eu, domne, trebuia să-mi oferi serviciul de protecție. Ah, tot așa că oferim în general protecție. Da, domne... E cea mai tare. Deci dacă ai fi o firmă de consultant, în general ofer. Da. Păi nu, dar... Păi da, dar mi s-a stricat, nu știu. Eu ofer în general. Dacă te vezi la contractele asigură, de exemplu, știi? Alea sunt așa, știi? Și ia fiecare caz. Domne, dacă ți s-a stricat un dinte, dar în condițiile astea, ai 7 pagini numai despre un dinte. Specific, da? Nu tăia cu general și se vedem. Nu, dar societatea în general poate avea două sensuri. Poate avea un sens de ăsta tradițional, platonician, în care societatea e detașată, știi? De colectivitate. Și poate avea ceva sensul... ce nu poate să existe în realitate. Da, și poate avea sensul de majoritatea indivizilor, știi?
Adică tu trebuia să le oferi acelor femei protecție, știi? Da. Făceau parte din... Făceau parte din publicul larg. Ori ei vorbesc cumva în primul sens, știi? Domnule, servezi societatea în general, știi? Ai în armată. Păi nu, că servezi partea în general. Da, a zis că faceți curat aici. Văd că a rămas murdar. Nu, ne facem curat făcut în general. În principiu, știi cum era. Da, sau un ăsta care oferă garanții. Mi s-a stricat castofonul. E în garanție, repară. Păi nu, că noi oferim garanție în general. Nu. nu aplicat așa. Nu funcționează așa. Da. Ce repede ar sări organizațiile reglementatoare pe asta. Ca să ducem gluma lucrurilor mai departe, și noi ar trebui să respectăm legile în general, să respectăm reglementările în general, să plătim impunerile în general. Uite, mă gândeam ce ar fi dacă, uite, am spus la partea de contract explicit că, domne, nu a semnat, nu e tipărit. Să apară din pivnițele Vaticanului, să apară un ăsta semnat, știi, cu nume. Păi dacă ar exista, da, atunci, pe teorie lochiană, i-ar obliga pe descendenții semnatarilor. Da. Dar în ideea în care el s-ar transmite prin proprietate, da? După aia ei ar trebui să dovedească că eu sunt descendent. Nu, dar ideea este că măcar o dată ai niște puncte la obligațiile statului pe care poți să le vezi dacă le-a respectat sau nu. Sigur nu le-a respectat. Plus că nu mai e stat. Dacă chiar s-a semnat și vezi acolo, știi, semne și nu știu ce, nu e stat ăla, nu e stat. A fost firmă privată de protecție, da, care a semnat cu... Așa cum vizi o casă, știi? E cea mai veche firmă de lume. Da. Cea mai veche instituție din lume. Să vezi, evoluează contractul ăsta, fiind așa de vag și implicit. Da? În 1300-1400, când probabil că s-a semnat un contract din asta, erau niște servicii pe care le-a asigurat statul. Acum a trecut și sunt o grămadă de alte servicii. Păi da, dar te gândești că sunt termeni abstracți și... Nu pomenea de săgeată sau de tank. Nu, ofer protecție. Asta e simplu. Dar acum și educația cum e? Ofer educație. Atunci nu era. Da. Adică nu, dacă sănătate, eu deschid o nouă linie de producție, trebuie să facem adițional, să vedem. Un act adițional, da, exact. Și asta e o întrebare. Bună. De ce a fost asta funcția statului selectată? Asta de apărare, de protecție. De ce nu s-a selectat educația? Că nu s-a ocupat de ea. Adică a fost o invenție mult mai târzie. Adică ideea e că statul te apără, e ceva ce poți să o proiectezi în trecut, în istorie, peste tot. Restul nu prea făcea. Medicină e recent. Da. Educație e iarăși relativ recent. Nu l-ai putea să ai în viitor. Ba chiar în trecut știi sigur că se ocupau chestii private. Într-un viitor de-asta comunist, sectist, venusist, să ai de-astea statul să facă doar educație, să nu oferă tribunale. Așa. Deci să fie un monopol, să fie stat, dar oferă doar educație. Bine, ar putea să aibă un monopol pe resursele naturale și atunci îți apără mediul. Da. Dar ideea e că are altă funcție, nu mai are asta. Da. De apărare. O fină. Mă rog, ideea e că Humăr a dat aceste patru condiții de valid. Condiții ca o înțelegere să fie validă. Pe de o parte, pentru că chestia asta se numește contract și atunci contractul e o înțelegere și se demonstrează, da, că contractul social, așa cum îl invocă Fanny, nu poate să reprezinte o înțelegere validă, pentru că calcă toate. Depinzând de varianta pe care e acceptată, ori pe toate, ori cel puțin 3 din 4. Da, exact. Poate să fie validă, dar în general. Oricum e binevenită analiza lui, pentru că o obiecție e foarte răspândită asta cu du-te în Somalia și că faptul că stai aici înseamnă că accepti. Uite, ce mi-a plăcut mie la chestia aia a fost asta, că exact pe răspunsul ăsta,
pe reasonable, pe să dai, să ai o metodă rezonabilă de a opta, el spune că nu e neapărat ideea că ăla trebuie să-și taie mâna sau că trebuie să moară sau că trebuie să se ducă în Somalia, chestii care oricum sunt echivalențele celor care apără ideea de contract social. Dar ideea în sine este că nu trebuie să renunțe la ceva la care are dreptul. Da. La o chestie de-a lui de proprietate. Adică exemplul pe care îl dă el ca să sintetizeze asta e în cazul în care se schimbă ședința respectivă, nici măcar dacă ăla le cere un dolar, ok, mm-hmm, 50 de cenți, 10 lei, un ban, mm-hmm, da? Tot nu este rezonabil. Adică nu ca principiu. Deci până la urmă el... Și invalidează contractul. El o leagă de un principiu. Știi? Mm-hmm. Invalidează contractul. De exemplu. Și de ce e important chestia asta? Pentru că dacă este să ne uităm la viol, o chestie cu care suntem toți de acord că e nasoală, da? Mm-hmm. Sper. Da? Mm-hmm. Vine Namila, da? Și spune femeii, dacă țipi, domor. Da? Nu poate să pretindă nimeni că aia de frică, da? Și-a dat consimțământul. Da? Deja din formulare, de frică. Da? Deci oricum ar fi, pe faptul că ea nu obiectează, da? Că mai există niște, mai există o teorie, din păcate, da, asupra violului, care, așa cum avem cu teoria de consimțământ exuberant entuziast, da, este teoria că, domne, și din păcate e oarecum răspândită, că dacă femeia nu se opune cu entuziasm, sava, da? Ceea ce iarăși e o formă de consimțământ, de pretenție de consimțământ, deci, pasiv. Deci pretenția respectivă, uh-huh, care se aplică acolo este de consimțământ pasiv. Da? Ca să înțelegeți ce, dacă este să aplicăm un principiu consecvent, da? Atunci când vreți să apărați contractul social pe ideea de consimțământ pasiv, uh-huh, și îl considerați valid în a tare situație, da? În care tu trebuie să renunți la toate drepturile tale, ce alte chestii se mai pot justifica prin consimțământ pasiv? Da, să o pun libertarienii la stat, adică văd socialismul ca pe, nu pentru că sunt duși cu Pluta, văd socialismul ca pe un viol. Ca pe... Socialismul nu e dragoste, schimbul voluntar este asociat cu dragostea. Socialismul e un viol, e o chestie rea. Da, e o agresiune, e o forțare. Asta e, nu că nu vor să ajute săraci sau așa. Nu, da, vor drumuri. Nu, sau niște, eu form de sclavie. De, nu. Și să mai precizăm, n-au nimic împotriva cooperării oamenilor voluntar între ei. Nu zice nimeni că oamenii nu trebuie să-și pună resursele împreună, să eficientizeze, să fie toți muncitorii statul proprietari. Blochează pe statul scurcircuitează cooperativa pe care o fac. Statul blochează aceste schimburi. Uite, da, dacă unul vrea să mănânce banane curbate, exact, statul dă o reglementare care interzice o anumită curbură, un anumit tip de curbură, blochează niște schimburi. Oamenii erau mai fericiți. Da. Și în primul rând, na, un drept trebuie să sunt obligați să renunțe la un drept al lor, care e principal și principial, la libertate. Eu vreau să-mi aduc banane strâmbe. E treaba mea, nu fac nicio victimă, nu influențez cultural pe nimeni. Sau e treaba mea? Dacă, da, da, și dacă influențez, nu, ideea e că nu comiți o agresiune. Influențarea culturală nu e o agresiune. Mie îmi place mai ales modul în care argumentează Humor aici toate aceste exemplele astea. Da, exemplele astea. Pentru că le poți folosi când te duci undeva într-o vizită la o masă și auzi tot felul de tâmpenii socialiste și astea, argumentele tipul ăsta, sunt folosite și ele demontează, da, da, prin niște intuiții morale. Eu nu știu dacă Rothbard răspunde explicit la asta cu preferința demonstrată. Nu îmi vine în minte. Da. Ori e o obiecție care e peste tot. Da, da, da. Peste, da, tot. Ori, uite, el o ia, o analizează, da, dacă e așa, da, dacă e așa. Da.
Și limbajul folosit, adică exemplu ăsta. Uite, dacă e așa. Uite, un exemplu, o ședință la un restaurant, chestiile pe care lumea prezentă la o masă, oamenii obișnuiți, pot să le proceseze. Da, el lucrează cu materialul clientului, cu intuițiile, adică omul simplu recunoaște furtul, recunoaște violul. Nu, dar n-a discutat despre el la o masă, asta e ideea. Mm-hmm. Adică dacă noi ne apucăm să explicăm, uite, step la o masă, la un restaurant undeva, și ne apucăm să explicăm de ce toate astea sunt ca violul, atâta li se taie unora apetitul. Da, nu, dar ei se apucă și zic, uite că trebuie să dea mai nu știu cât la sută pentru educație, știi, chestii de genul ăsta, știi? Deci este un subiect, nu, dacă ți-ai la pasă niște profesori, știi, se aude despre chestia asta. Și dacă ei și, păi de ce? Dacă ei și aduce argumente tipul nu, ăsta... Nu vede, așa cum nu vede consecințele economice ale educației de stat, nu le vede nici pe alea de dreptate. Adică el nu vede că dacă tu dai educație gratis cuiva, trebuie să furi de la cineva. Nu vede chestia asta. Dacă îmi permiteți o pastilă neagră, s-ar putea ca să reușești să ai o discuție coerentă, logică, principială, până într-un punct. Și în funcție de preferințele personale ale respectivilor, s-ar vedea ca de la punctul ăla să nu mai urmeze discuția logică. Să zică, de exemplu, eu nu cred sau cred că lucrurile stau invers. Ideea este că când oamenii își ating limita în care vor să fie liberi, de acolo nu, poate mai greu de... contradicția, dar îi creează un disconfort. Exact. Bine, și tu trebuie să fii tolerant, știi că suntem humor sau omul obișnuit nu e humor. Nu, da, chiar e dacă el lucrează cu intuițiile. Da, deci pe vremea lui Iliescu și Constantinescu, da? Erau jumate la o masă cu Iliescu, jumate cu Constantinescu, tot ajungeau la un impas de tipul ăsta, știi, și nu se înțelegeau. Dacă le aduci și chestia asta, tot într-un blocaj de tipul ăsta ajunge, dai seama, dar le aduce o perspectivă, cum gândești în limba simplu, știi, nu le aduci teoria drepturilor naturale, Thomas D'Aquino și alte chestii, știi? Păi așa funcționează cunoașterea, prin exemple și contraste, ori face umăra asta, da. Dă exemple tot timpul, uite așa. Apoi când libertarianism, nu crezi minoritate, cel pleacă din anii 70, erau 5 oameni pe lume, nu... Nu poți să ai așteptări să treci imediat la libertarianism. Nu, trebuie să fii caritabil cu oamenii. Ideea e că nu trebuie să fii nici defetist, să spui că nimeni nu e receptiv și niciodată nu s-a schimbat nimic. Nu. Da, majoritatea oamenilor nu vor fi receptivi la crezuri minoritare, dar oamenii sunt. Sunt și crește ca și la abolirea sclaviei. Deci când gândește unul, hai să abolim sclavia, n-au sărit. Nu. Reacția a fost ostilă. Dar unii s-au adăugat, deci puțin câte puțin, până a devenit... Da, normă. Și na, speranța noastră e că și deci ca statul să ajungă să fie perceput ca o porcărie, tot așa, un proces care ia timp. Omul instinctiv să, așa cum respinge violul, cam asta e idealul libertarian, așa cum respinge violul, să respinge și statul. Da. Da, mai e mult până departe. Mai avem și multe capitole în cartea asta. Ce întrebare? Uite, întrebarea pe care vă punem, am zis că la sfârșit lăsăm o întrebare, să ne scrieți jos în comentarii. Dacă după toată discuția asta vi se pare că contractul social implicit, despre cel explicit nici mai discutăm, dacă contractul social implicit vă obligă, ne scrieți contractul social implicit mă obligă sau contractul social implicit nu mă obligă. Ca să avem și noi o idee despre cine a ajuns atât de departe în lunga noastră emisiune. Pentru Alexandru Chiriah, Gag Munteanu și Costel Săvărache, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. Și dacă nu v-a plăcut, puteți să scoateți like-ul. Seguimos hablando.